Sucevenii au petrecut ca în fiecare an, așa cum știu ei mai bine, zilele Crăciunului. Au mâncat, au băut și au colindat, iar unii dintre ei care au făcut excese au ajuns la unitatea de primire a urgențelor. Numărul celor care au apelat la serviciile medicale de urgență însă nu a fost mai mare decât în anii anteriori. La unitatea de primire urgențe s-au prezentat un număr de 23 de agresiuni, 4 victime au un accident de circulație, 15 persoane cu indigestii, dischinezii biliare pe fondul consumului de alimente și băuturi alcoolice, 3 tentative de suicid prin intoxicații cu substanțe medicamentoase. În general, ponderea se menține aproximativ la fel ca și anii anteriori, cu mențiunea că în perioada în care au fost temperaturile mult scăzute, atunci numărul de prezentări a fost mai mic la unitatea de primire a urgențelor. În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, 5 familii sucevene s-au putut declara împlinite prin venirea pe lume a câte unui nou membru. Da, în data de 25 decembrie au apărut 5 bebeluși, 3 băieți și 2 fetițe. Care au luat nota? 10, 9, 10 sau 10, 10. Starea lor este bine? Este în regulă.